Nice of the princess to invite us over for a picnic, eh, Luigi? I hope she made lots of spaghetti! Luigi, look! Zalgo este numele uneia dintre cele mai populare și emblematice personaje creepypasta inventate vreodată, alături de Slenderman, Jeff the Killer și Alice Jack. Zalgo este portretizat ca fiind o entitate malefică care are capacitatea de a provoca nebunie, moarte și distrugere totală a întregii lumi. Zalgo este totodată și un personaj inspirat din lucrările scriitorului american H.P. Lovecraft. Ca și aspect fizic, acesta este descris ca fiind un cavaler ce poartă o armură argintie și o corană confecționată din fulgere negre, însă adevărata sa formă este mult mai oribilă decât am crede. Sub armura ce o poartă, Zalgo are 7 guri, fiecare poziționate pe diverse zone ale corpului său și care posedă abilitatea de a interpreta un cântec ce va provoca sfârșitul lumii. Acesta are de asemenea și 4 brațe, care țin o gaură neagră și o lumânare, pentru a ne arăta că întunericul este mai puternic decât lumina. Aparent, Zalgo trăiește într-un loc numit Palatul Sticlei Torturate, un loc unde este servit de o legiune de monștri care au fost făuriți din lacrimile strigoilor, fiecare dintre aceștia purtând o armură creată din suferința concentrată a mamelor care și-au pierdut copiii în moduri cumplite. Deși Zalgo este momentan captiv în acel palat, așteptând ca peretele subțire să se spargă pentru a putea ieși de acolo să distrugă întreaga omenire, acesta mai reușește uneori să se transpună în lumea virtuală, unde evident va provoca haos total, transformând orice imagine, videoclip și text din ceva frumos și inocent în ceva urât și grotesc. La fel ca și Slenderman, entitatea numită Zalgo a luat naștere pe un forum al site-ului de comedie intitulat Something Awful la data de 27 iulie anul 2004, când un utilizator numit Gunshmorky, pe numele său real Dave Kelly, a publicat mai multe versiuni modificate, destul de îngrozitoare ale benzii desenate Nancy și Archie, în care au fost utilizate termenul Zalgo. Pe data de 22 august anul 2009, Shmorky a creat o nouă postare pe site-ul Something Awful, o postare în care își exprimă amuzamentul față de persoanele care încearcă să rezolve acest mister, deși nimeni nu cunoaște originile adevărate ale lui Zalgo. După care mai zice că el este creatorul lui Zalgo și că acesta este doar un personaj fictiv, al cărui mit este doar o bazaconie. Totuși, înainte ca creatorul să facă această mărturisire, mitul lui Zalgo luaseră deja o amploare destul de mare pe internet, iar pe data de 2 decembrie anul 2008, bloggerul poreclit Grim Reviews a publicat un articol intitulat Cronicile lui Zalgo, ce include diverse benzi desenate precum cea a motanului Garfield, realizată de caricaturistul american Jim Davis. Toate aceste benzi desenate au fost modificate drastic, unele dintre personaje fiind portretizate ca niște creaturi hidoase, pline de sânge, cu ochii negri, tentacule și dinți colțuroși, care arată așa tocmai fiindcă au fost corupte de entitatea malefică numită Zalgo. Mitul lui Zalgo s-a răspândit extrem de rapid pe internet, ajungând să corupă o mulțime de imagini și filmulețe, care au sfârșit pe site-uri precum 4chan și Reddit. Niște imagini și filmulețe în care personajele sunt portretizate drept niște creaturi hidoase, ale căror ochi le-au fost scoși din orbită, care sângerează abundent, au dinții colțuroși și niște tentacule negre. De obicei, în aceste materiale se va regăsi scris cuvântul Zalgo, iar în cazul videoclipurilor, muzica de pe fundal va fi de obicei distorsionată. Cuvântul Zalgo a fost introdus chiar și pe site-ul numit Urban Dictionary, care, după cum sugerează numele, este un dicționar online de cuvinte și expresii argotice în limba engleză. Definiția oferită termenului Zalgo sună cam așa: a invoca mintea de stup care reprezintă haosul, invocarea sentimentului de haos, fără ordine, mintea de stupă nesperdeană a haosului. În anul 2004, odată cu apariția acestei legende urbane, a fost inventat un nou stil de text ce poartă același nume, Zalgo,
în care atunci când scrii un cuvânt sau o propoziție, acestea vor arăta răstălmăcite și aproape indescifrabile. Acest stil de text a rezultat din abuzul funcției Unicode, care permite utilizatorului să personalizeze textul, adăugând diverse litere și simboluri superscript și subscript într-o linie verticală. Toată lumea poate folosi acest stil de text utilizând un generator care poate fi găsit online, precum acesta, Zalgo Text Generator. Pe lângă toate acestea, desigur că nu au întârziat să apară mai multe povești creepypasta care îl au ca și subiect pe Zalgo. Un exemplu notabil de astfel de poveste este cea numită He Comes sau El Vine, scrisă de utilizatorul Chris Phoenix. În această poveste creepypasta, care ne este relatată la persoana întâi, ne este prezentată viața unui om care a fost schimbată pentru totdeauna, într-un mod negativ, datorită apariției acestei entități malefice numite Zalgo. Intriga acestei povești are loc atunci când autorul acesteia, un bărbat care a decis să nu-și divulge numele, observă că cel mai bun prieten al său, care era angajat la serviciul auto pe care îl deține, începe să se comporte destul de ciudat, de parcă s-ar fi scufundat într-o stare de stupoare mentală. Autorul observă că prietenul său era acoperit tot de o substanță neagră și lipicioasă. Acesta era mânjit chiar și la gură, de parcă ar fi băut din acea substanță. Inițial, autorul a crezut că este doar ulei de motor murdar, din moment ce acesta lucra ca și mecanic în serviciul său auto. Prin urmare, bărbatul i-a cerut prietenului său să meargă să se spele, să-și schimbe hainele și să aducă ceva de mâncare pentru a putea servi masa împreună. Prietenul său a revenit înapoi după 45 de minute, iar acesta încă era acoperit cu acea substanță neagră și părea să fie mult mai tăcut ca înainte. Acesta răspundea foarte sec la întrebările bărbatului sau pur și simplu îl ignora. La un moment dat, bărbatul putea să jure că ochii prietenului său erau complet negri, fără nicio diferență între pupile scleră și iris. Văzând că prietenul său clar nu este în apele sale, bărbatul a încetat orice discuție cu el și a încercat să ia prânzul în liniște, însă când s-a uitat mai atent la mâncarea chinezească adusă de prietenul său, bărbatul observă că și aceasta era învelită în aceeași substanță neagră, iar când acesta a pus mâna pe ea, substanța a început să se miște, ca și cum ar fi fost niște viermi. Fiind dezgustat, acesta aruncă imediat pachetul cu mâncare în coșul de gunoi. Câteva zile mai târziu, în timp ce stătea la biroul său, bărbatul observă ceva ciudat la benzile sale desenate. Acestea păreau să se miște, de parcă personajele din ele ar fi prins viață. Uitându-se mai atent, acesta regăsește niște dâre de substanță neagră, împrăștiate pe tot corpul personajelor. Cu fiecare pagină răsfoită, imaginile din acele benzi desenate deveneau din ce în ce mai sinistre, încheindu-se cu toate personajele, sângerând abundent din gură și urechi, iar deasupra lor se află scrisă propoziția El vine. Ajungem în punctul culminant al poveștii, unde bărbatul observă că majoritatea locuitorilor din orașul unde stă aveau acum ochii negri, iar de fiecare dată când acesta trecea pe lângă ei, aceștia se opreau din orice activitate și începeau să se holbeze la el insistent. Mai târziu, când acesta a decis să meargă la barul său preferat, acesta a descoperit cu stupoare că jumătate din numărul de persoane prezente acolo aveau aceiași ochi negri, lipsiți de viață. Când bărbatul a încercat să părăsească locul, la ieșire a dat nas în nas cu un motociclist foarte înalt, care la fel avea ochi negri. Fiind speriat, acesta l-a ocolit și a încercat să fugă, iar în acel moment a putut auzi o voce venind din radioul barului, care zicea așa: El vine! Din nou și din nou. În drum spre firma sa, bărbatul primește un apel telefonic de la spitalul unde era internată soția sa însărcinată pentru a-l anunța că femeia este pe cale să nască și să meargă cât de repede acolo. Odată ajuns la spital, bărbatul intră în salonul unde se află soția sa, o apucă de mână și o întreabă cum se simte, însă aceasta nu mai vorbea deloc. Câteva minute mai târziu, femeia este mutată în sala de nașteri, unde bărbatul era pregătit oricând să-și audă soția țipând, în timp ce dă naștere copilului, însă nu era pregătit să descopere că și soția sa avea acum ochii negri, la fel ca și majoritatea oamenilor pe care i-a întâlnit până acum. Atât femeia cât și doctorul au început să recite în sincron o incantație, în timp ce se năștea copilul. Suna cam așa: Invocăm creierul nesperdian al haosului, pe cel care așteaptă în spatele zidului.
Au continuat să recite aceste cuvinte până când au pronunțat numele Zalgo. Bărbatul și-a tras rapid mâna, care îi era strânsă de cea a soției sale, și a fugit de acolo, fără ca măcar să se uite la bebeluș. Acesta a văzut doar o substanță neagră, curcând jos pe podea, înainte de a ieși de acolo. Odată ieșit afară, bărbatul urcă în mașină și pleacă în viteză, tot înainte. În timp ce conducea, acesta vede în oglindă că acel motociclist de care s-a ciocnit mai devreme la bar, a început să-l urmărească în viteză. Uitându-se mai atent, bărbatul vede că tatuajele de pe mâinile motociclistului erau făcute din acea substanță neagră care se mișca. Motociclistul a fugărit pe bărbat o vreme, asta până când i-a pierdut urma. La finalul poveștii, bărbatul ne spune că a găsit un hotel în afara orașului, unde s-a cazat și va rămâne o perioadă, până când se va gândi la o soluție pentru această problemă. Acesta a mai completat că de fiecare dată când merge la culcare, mereu aude și vede cuvintele "El vine". În încheiere, am să vă las să urmăriți o animație creată de Dave Kelly, creatorul mitului Zalgo, pentru a vă face o idee cu privire la cum se manifestă entitatea malefică Zalgo atunci când se transpune în lumea virtuală. He's gotta pick this one. He's got to. I don't see how a pumpkin patch can be more sincere than this one. You can look all around and there's not a sign of hypocrisy. Nothing but sincerity as far as the eye can see. Well, it was a great day. I know one thing I'm thankful for today. Archie, my boy, you just don't get it. These are the end times. We got to be prepared. Zalgo! Zalgo is upon us, Arch! Zalgo!